dragi cititori, aici este teatrul din Medellin, teatrul Pablo Tobón Uribe. Nu știu dacă am pronunțat foarte bine, e cam greu să pronunț exact ca un spaniol aici, dar de la din acest teatru se dă practic startul festivalului Viento Poetry Festival în Medellin, Colombia. Vă mulțumesc, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor cititorilor care au descărcat cartea Romanul Gabriel de pe site-ul meu și au donat 5 euro sau altă sumă pentru activitatea mea culturală. Și bineînțeles tuturor celor care au cumpărat cărțile de la Târgu de Carte Gaudiamus, Bookfest sau cei care au cumpărat cărțile de pe Amazon. Practic orice carte cumpărată este un ajutor pentru ca eu să ajung aici, pentru că biletul, după cum știți și dumneavoastră, este peste 1000 de euro. Le mulțumesc tuturor și încă o dată, dragi cititori, practic faptul că sunt aici este o mică contribuție și a dumneavoastră. Începe festivalul Vieto Poetry Festival aici în Medellin. Prima zi, ieri, e duminică, am făcut o drumeție pe un vârf de munte, într-un parc natural. A fost foarte frumos să urc pe munte, a fost ceva deosebit pentru mine, pentru că am fost un grup selectiv, cine a vrut să meargă practic pe munte, și pentru că a fost atât de bine, eu am urcat de sculță. M-am descălțat de sandale și am urcat de sculță. A fost pentru mine o experiență foarte frumoasă, pentru că Medellin este undeva jos și este înconjurat de vârfuri de munte. Și pe un vârf din acesta am făcut o drumeție, pentru că acest festival este încadrat în mișcarea ecologică internațională și practic combinăm poezia cu această mișcare de a ține planeta curată, limpede, frumoasă, fără poluare, fără otravă, ceea ce este un lucru bun. A ține pământul curat și frumos așa cum l-a creat Dumnezeu, pentru că pământul este casa noastră, este locul în care trebuie să trăim frumos și sănătos. Și bineînțeles că și eu pledez pentru acest echilibru între dezvoltarea economică care este necesară, este vitală. Fără dezvoltare economică nu putem trăi și în același timp pământul și viața noastră care trebuie să fie frumoasă, bună, curată și la nivel sufletesc și la nivel material. Încă o dată mulțumesc tuturor cititorilor care m-au susținut și datorită vouă, dragi cititori, sunt aici. Vă mulțumesc încă o dată și, bineînțeles, închei cu invitația de a citi cărțile mele. Victoria tuturor!